Stimați colegi, bună seara, desfășurăm ședința Guvernului Republicii Moldova. Este o oră neobișnuită pentru ședința Guvernului, dar avem și o explicație. Este vorba despre necesitatea avizării unor amendamente care au parvenit din Parlament la proiectul rectificării legii bugetului de stat, la proiectul de amendamente legislative legate de acțiunile de suport agricultorilor și pachetul de legi aprobat în guvern și discutat astăzi în prima lectură în contextul programului nou cu femeii. De aceea desfășurăm acum ședința guvernului în speranța că vom aproba avizile respective. Astăzi urmează să fie publicate în monitorul oficial și remise Parlamentului, în speranța că rectificarea bugetului de stat va fi votată în lectură finală mâine în Parlament, astfel încât să putem debursa banii pentru diferite acțiuni vizate în aceste amendamente. Respectiv, în agenda avem în primul rând incluse aceste avize la amendamentele date, dar și unele proiecte care le considerăm noi destul de importante. Dumneavoastră, stimați membrii Guvernului, ați primit cu toții proiectul agendei. Dacă nu sunt propuneri la agenda propusă, vă rog să procedem la examinarea subiectelor respective. La capitolul cadre avem un subiect și vreau să vă rog pe domnul secretar general adjunct al Guvernului Adrian Ermurache să prezinte candidatura. Vă rog. Da, mersi mult, domnule prim-ministru. Stimați domnul prim-ministru, stimați membrii Guvernului, în temeiul articolului 7, litera I din legea cu privire la guvern, articolului 8, alineatul 5, litera A și articolului 45 din legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, dar și în conformitate cu punctul 9 din regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției Relații Funciare și Cadastru, se propune numirea domnului Valerie Perceamlă în funcția de director general adjunct al Agenției Relații Funciare și Cadastru din data de 14 septembrie 2020. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Urache, stimați colegi, dacă sunt careva întrebări vis-a-vis de candidatura propusă pentru funcția de director general adjunct al Agenției Relații Funciare și Cadastru, vă rog să vă expuneți. Nu sunt întrebări. În aceste condiții, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, mulțumesc. Aducem felicitări domnului Valerie Perceamlă și succes în activitatea respectivă. Subiectul numărul 2, doamna ministru Viorica Dumbrăveanu. Vă rog, bine ați revenit, doamna ministru. Mulțumesc, domnule prim-ministru, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea unor acte normative. Proiectul dat este elaborat în contextul acordării dreptului în regim prioritar angajaților, persoanelor în vârstă, persoanelor adulte cu dizabilități și veteranilor de război la reabilitare balneosanatorială care au pneumofibroze drept consecințe al infecției COVID-19. Acest drept se acordă ca rezultat al infectării în primele 9 luni după boală, indiferent de faptul dacă anterior au beneficiat de dreptul la bilet de reabilitare balneosanatorială. Modificările în cauză vor contribui la sporirea accesului categoriilor de persoane menționate la tratament de reabilitare în vederea reducerii sechelelor pulmonare în urma infecției de coronavirus de tip 9, ce va contribui la îmbunătățirea indicatorilor de sănătate, reducerea numărului de zile de incapacitate temporară de muncă, precum și sigur că prevenirea dizabilității. Concomitent, acest proiect contribuie la sporirea măsurilor de protecție socială pentru angajații din prima linie care sunt antrenați în lupta cu COVID-19, în special vorbim în cazul dat de personalul medical. Rog susținerea proiectului prezentat. Vă mulțumesc, doamna ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări referitoare la proiectul prezentat de doamna Dumbrăveanu. Este o inițiativă foarte bună și sunt convins că nu avem nimeni ceva de obiectat împotriva acestei inițiative, deci vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, mulțumesc. Doamna ministru, am o rugăminte. Astăzi, în spațiu public, au apărut niște speculații vis-a-vis de
achiziția testelor, eu știu, blocare. Eu rog mult succint să aduceți o claritate și, dacă e posibil, să infirmați aceste speculații. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Într-adevăr, au apărut niște știri false în contextul faptului că ministerul a anulat procedura de achiziții publice pentru cel de-al doilea lot de 100.000 de teste și vreau să vă zic că astăzi, dimpotrivă, grupul de lucru a examinat ofertele care au fost prezentate și noi vom merge în continuare, deci cu procedura de contractare a testelor. Totodată vreau să anunț că în stoc ANSP-ul la momentul actual are circa 70.000 de teste și respectiv celelalte 100.000 de teste vor veni pentru a consolida stocul existent în cazul în care situația epidemiologică va fi nefavorabilă sau chiar dacă, cum am menționat, este nevoie ca să continuăm aspectele de testare a populației. Și dacă îmi permiteți, vreau să mai atrag atenție încă la un subiect care a fost astăzi mediatizat, ceea ce ține de o procedură de achiziții publice care a fost realizată centralizat de Centrul de Achiziții Publice în Sănătate, ține de echipamente de protecție personală pentru personalul medical, invocându-se niște iarăși elemente de subiectivitate sau chiar și de coruptibilitate. În condițiile actuale, vreau să menționez că această achiziție a fost contestată, este în proces de examinare, nu este încheiat niciun contract, dar Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale s-a sesizat și am solicitat Centrului Național Anticorupție să examineze toată procedura care a fost realizată de achiziții publice. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna ministru, pentru aceste clarificări. Vreau să menționez încă o dată că guvernul actual a fost de acord și a venit cu propunerea de a transparentiza totalmente achizițiile în contextul COVID, deci până la publicarea beneficiarilor finali, și aceasta este o înțelegere noastră și cu FMI, deci beneficiarii finali acestor, zicem, tranzacții, achiziții, și eu sunt sigur că dacă erau aceste proceduri și cu câțiva ani în urmă, fosta ministra sănătății, care astăzi este foarte, foarte vocală la capitolul achiziții, era eroina livrărilor către Ministerul Sănătății. De ce e transparență totală, doamna ministru, publicarea beneficiarilor finali, așa cum avem angajamentul? Mulțumesc! Următorul subiect, Ministerul Finanțelor, doamna Tatiana Ivanichkina, domnul ministru, viceprim-ministru, este în Parlament acum încă. Vă rog, doamna secretar de stat, Tatiana Ivanichkina. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii ai Guvernului, se prezintă spre examinare și aprobarea proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea avizului privind amendamentele la proiectul legii privind modificarea legii bugetului de stat pentru anul 2020, numărul 172 din 2019. Inițiativă legislativă numărul 372 din 4 septembrie 2020. La proiectul de lege menționat de către deputații în Parlament au fost înaintate 46 de amendamente, prin care se solicită atât mijloace financiare suplimentare, cât și redistribuirea de alocații și propuneri de modificare a destinației unor mijloace financiare alocate prin transferuri autorităților publice locale. În rezultatul examinării acestor amendamente se propune de a susține 8 amendamente, dintre care 7 integral și un amendament parțial, care prevăd corectarea destinației mijloacelor financiare alocate autorităților publice locale pentru obiecte de investiții capitale și lucrări de reparație, care anterior au fost alocate conform amendamentelor deputaților în Parlament. De a nu susține 37 de amendamente, prin care se solicită mijloace financiare suplimentare în sumă de circa 20,4 milioane lei, fără a fi propusă sursa de acoperire a acestora. Dat fiind că propunerile de modificare a legii bugetului de stat au fost elaborate ieșind din rezultatele estimării executării bugetului până la finele anului curent, este dificil de a identifica alte resurse pentru a acoperi solicitările înaintate prin amendamentele respective. De asemenea, nu este posibil de susținut un amendament care se referă la diminuarea alocațiilor de la dezvoltarea drumurilor cu direcționarea acestora către Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Este de menționat că proiectul de lege care a fost aprobat de guvern deja include diminuarea cu 180 de milioane lei alocațiilor pentru dezvoltarea drumurilor. O reducere suplimentară acestora va crea datorii
prin imposibilitatea onorării angajamentelor asumate prin contracte. Referitor la propunerea de majorare a Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, se remarcă că acesta a fost suplimentat anterior cu 200 milioane lei, inclusiv din Fondul de Intervenție al Guvernului, din resursele disponibile ale bugetului de stat. Din amendament, doar un amendament de modificare a destinației alocațiilor bugetare implică modificări la proiectul de lege aprobat de guvern, și anume în anexa numărul 3, anexa numărul 4 și anexa numărul 7. Reieșind din cele expuse, vă rog susținerea proiectului prezentat. Vă mulțumesc, doamna secretar de stat, stimați colegi, dacă sunt careva întrebări, precizări. Deci peste 40 de amendamente la proiectul de rectificare a bugetului de stat. Doamna secretar de stat a prezentat poziția Ministerului și sper și a Guvernului vis-a-vis de aceste amendamente. Cheltuieli suplimentare nu putem accepta, pentru că acest proiect este coordonat și cu FMI, dar nu este nici posibil. Iar unele realocări, deci ar putea fi posibil de acceptat. În contextul dorinței unor lobbyiști de a tăia de la drumuri și a oferi unor sectoare economice pentru care în acest an am dat mai mult de 1,5 miliarde de lei. Eu cred că poziția este clară. Noi aproape 200 de milioane deja le-am luat de la drumuri și le-am dat la agricultură. Mai mult nu se poate de făcut pentru că sunt încheiate contracte, sunt efectuate lucrări și o tăiere a bugetului de la drumuri ar însemna arierate, adică datorii, ceea ce noi nu putem să acceptăm. Stimați colegi, în aceste condiții vă rog să aprobăm avizul la amendamentele pe rectificarea bugetului. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, continuați, vă rog, doamna Ivanișchina. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea unor acte normative. Proiectul de hotărâre a Guvernului a fost elaborat în baza rezultatelor examinării avizelor comisiilor parlamentare și amendamentelor deputaților în Parlamentul Republicii Moldova la proiectul de lege privind modificarea unor acte normative. Este de menționat că au fost recepționate 11 amendamente, dintre care un amendament ce vizează modificarea noțiunii de producători agricoli afectați de calamitățile naturale, care a fost susținut parțial, fiind propusă o redacție nouă a noțiunii respective. 3 amendamente care atrag după sine costuri bugetare, ce nu au acoperire financiară în legea bugetului de stat pentru anul 2020, nu au putut să fie susținute. Un amendament care prevede acordarea indemnizației urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19, în contextul în care legea numărul 127 din 9 iulie 2020 deja prevede acordarea unei astfel de indemnizații, fiind alocate resurse financiare către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 în cuantum de 3,3 milioane lei, acest amendament nu are rost să fie susținut. Un amendament referitor la prelungirea termenului de instituire a moratoriului asupra contractelor fiscale și a programului de rambursare a taxei pe valoare adăugată până la data de 30 septembrie 2021 urmează să fie analizat în contextul elaborării politicii bugetare fiscale pentru anul 2021. Și 5 amendamente care vizează excluderea propunerii privind abrogarea prevederilor referitoare la acordarea indemnizației de 16.000 de lei persoanelor care s-au infectat cu COVID-19. Astfel, Parlamentul urmează să decidă prin votarea amendamentului, ținând cont de măsurile suplimentare propuse, dar și reieșind din importanța indemnizațiilor respective pentru susținerea angajaților atât din sistemul medical cât și din cel bugetar. În contextul celor menționate, rog susținerea proiectului de hotărâre a Guvernului privind aprobarea avizului. Vă mulțumesc, doamna secretar de stat, stimați colegi, vă rog dacă sunt întrebări, propuneri suplimentare, obiecții. Este acel proiect prin care venim cu măsurile suplimentare de susținere agricultorilor și respectiv au fost mai multe amendamente. Poziția Ministerului, a Guvernului este prezentată de doamna Ivanișchina. Este clar, amendamentele care vin cu cheltuieli suplimentare
și nu au acoperire financiară, avem poziția că nu se pot susține. Și celelalte sunt argumentele date, inclusiv unele subiecte rămân la, bineînțeles, latitudinea Parlamentului să le adopte în conformitate strictă cu Constituția Republicii Moldova. Dacă nu sunt alte propuneri, vă rog să aprobăm și acest aviz. Aprobat, mulțumesc. Doamna secretar de stat, vă rog, continuați. Stimați domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea avizului la proiectul de lege privind importul unor mijloace de transport, prezentat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 380 din 8 septembrie 2020. Proiectul de lege prevede introducerea în țară și pasarea sub regimul vamal de import de către Primăria Municipiului Chișinău pentru întreprinderea municipală Regia Transport Electric Chișinău a 25 de mijloace de transport cu scutirea de plată drepturilor de import pentru reînnoirea parcului rulant al sistemului de transport public din Municipiul Chișinău. Astfel menționăm că articolul 20 alineatul 4 liniuța 1 din codul vamal stabilește că este interzisă pasarea sub regimurile vamale de import de antrepozit vamal sub destinația vamală zonă liberă a mijloacelor de transport auto clasificate la poziția tarifară 8702 cu termenul de exploatare de peste 10 ani. Ținând cont de cele expuse, Parlamentul urmează să decidă prin vot adoptarea proiectului de lege respectiv, reieșind din importanța propunerii pentru dezvoltarea sistemului de transport public local. Reieșind din cele menționate, rog susținerea proiectului de hotărâre a Guvernului privind aprobarea avizului. Vă mulțumesc, stimați colegi, vă rog dacă sunt întrebări, propuneri vis-a-vis de acest proiect de aviz. Este o inițiativă votată, din câte am fost informați, unanim de Consiliul Municipal Chișinău de a procura aceste mijloace de transport. Și argumentele au fost prezentate de doamna Ivanichkina, inclusiv prevederile legale. Poziția guvernului este clară. Rămâne Parlamentul să decide dacă susține această inițiativă a autorităților publice locale din municipiul Chișinău. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm și acest aviz. Aprobat, vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna secretar de stat. Următorul subiect, numărul 6, domnul ministru Serghei Răilean, vă rog. Stimate domnul prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint în atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea regulamentului cu privire la auditorii energetici și auditul energetic. Proiectul de hotărâre a fost elaborat în temeiul articolului 9 din legea numărul 139 cu privire la eficiența energetică și stabilește cadrul juridic necesar pentru calificarea și înregistrarea auditorilor energetici, condițiile și cerințele pentru efectuarea auditorilor energetice, în vederea identificării soluțiilor optime pentru îmbunătățirea eficienței energetice și promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, în special în sectorul public, instituirea registrului electronic al auditorilor energetici și registrul electronic al auditorilor energetice, formarea profesională a auditorilor energetici, mecanismul de asigurare și verificare a calității auditorilor energetice efectuate. Totodată, efectuarea auditului energetic va avea un caracter obligatoriu pentru proiectele în domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile care sunt finanțate total sau parțial din bugetul de stat sau din bugetele autorităților administrației publice locale, direct sau prin intermediul fondurilor și instrumentelor de finanțare, inclusiv cele disponibile la Agenția pentru Eficiență Energetică, aspecte care ar asigura efectuarea celor mai optime, justificate și durabile investiții publice. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi! Vă rog, dacă sunt careva întrebări, să le adresați domnul ministru. Domnul ministru, careva costuri pentru agenții economici, aceste audite vor comporta, ca să înțelegem dacă nu
suplimente în povară asupra. Nu vinem, domn prim-ministru, cu cheltuieli suplimentare, domn, cum s-a menționat, în caz că sunt bani publici, vor fi obligatorii aceste audite. Stimați colegi, dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm acest proiect. Este aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 7, domn ministru Ion Piezu, vă rog. Mulțumite, domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă spre aprobare proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Guvernului numărul 115 din 2013 privind controlul nitraților în produsele alimentare de origine vegetală, elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, într-o executare atât a planului de acțiune a Guvernului, cât și a deciziei luate în cadrul reuniunii subcomitetului Moldova Uniunea Europeană pentru măsurile sanitare și fitosanitare care s-au desfășurat la Chișinău la data de 19 iulie 2019. Proiectul hotărârii Guvernului urmărește scopul de a armoniza la cerințele punctului 1 nitrați în anexa regulamentului CE numărul 1881 din 2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelului maxim pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare. Proiectul propus creează cadrul normativ național armonizat la cuisul comunitar în vederea reglementării limite maxime admisibile a conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală aplicate pentru părțile comestibile acestora. Proiectul conține prevederi specifice pentru 14 produse alimentare de origine vegetală, precum varza, cartofi, castravete, salate, dovleci, sfeclă de masă, pepene galben, pepene verde, dar și alte produse, inclusiv reglementează limitele maxime admisibile a conținutului de nitrați pentru alimentele destinate copiilor, care sunt preparate pe bază de cereale destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică. Proiectul are ca scop unificarea limitelor maxime admisibile a conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală cu cele stabilite în statele Uniunii Europene, dar și protejarea consumatorului de riscul consumului de produse alimentare de origine vegetală cu conținutul de nitrați peste limita stabilită. Implementarea proiectului dat va implica doar mijloace financiare planificate anual de către Agenția Națională de Siguranță Alimentelor pentru implementarea planului anual de control oficial pentru siguranța alimentelor. Proiectul nominalizat a fost supus consultațiilor publice și a vizat pozitiv de ministerii și departamentele tangențiale. În acest context, rog aprobarea proiectului nominalizat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări. Noi am discutat proiectul preventiv. Nu au fost atunci întrebări. Dacă nu sunt nici la această etapă, vă rog să susținem proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 8, domnul ministru Viorica Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea metodologiei de elaborare a standardelor ocupaționale. Scopul proiectului constă în simplificarea procesului de elaborare a standardelor ocupaționale și diversificarea actorilor care ar putea participa la elaborarea acestora cu respectarea metodologiei aprobate de guvern. Astfel, conform metodologiei în vigoare, standardele ocupaționale pot fi elaborate doar de comitetele sectoriale pentru formare profesională, fapt care tergiversează procesul de elaborare a standardelor, dat fiind lipsa comitetelor sectoriale în toate sectoarele economiei naționale. Din cele 12 comitete sectoriale necesare, la momentul actual sunt funcționale 6, care nu reușesc să asigure sectoarele cu număr necesar de standarde. Reșind de numărul meseriilor la care se pregătesc în prezent cadrele, sunt necesare circa 300 de standarde ocupaționale, în prezent fiind doar 42 elaborate. Proiectul metodologiei noi prevede implicare pe lângă comitetele sectoriale și altor actori, precum asociațiile profesionale, agenții economici, asociațiile obștești, care vor fi implicate direct în elaborarea standardelor cu condiția respectării metodologiei. Considerăm că diversificarea actorilor implicați în elaborarea standardelor va contribui la sporirea calității acestora, dat fiind faptul că va exista și aspectul de competiție în cadrul acestui proiect. Rog susținerea proiectului hotărârii prezentat. Vă mulțumesc, doamnă ministru. Colegi, dacă sunt careva întrebări, vă rog să vă expuneți. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm și acest proiect.
Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 9, domn ministru afacerilor interne, Pavel Voicu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul decretului președintelui Republicii Moldova pentru aprobarea uniformei militare a insemnelor distinctive și regulilor de port a acestora de către militari din cadrul Inspectoratului General de Carabineri. Conform proiectului înaintat, va fi aprobată uniforma militară de model nou, de paradă, de serviciu, de instruire și sport, concepută după modelul european, ca exemplul Italia-România. Uniforma militară nouă include un set de elemente noi, începând de la culoare, stofă, încălțăminte și alte accesorii, precum și unele ajustări în partea ce ține de designul acestuia. De asemenea, proiectul stabilește regulile portului uniformei militare și descrierea acesteia, insemnelor distinctive ale militarilor din cadrul Inspectoratului General de Carabineri, precum și plasarea ordinelor, medalelor, insignelor, titlurilor onorifice, panglicilor acestora pe barete. Implementarea acestui proiect nu necesită alocarea unor resurse financiare suplimentare de la bugetul de stat. În contextul celor expuse, rog susținerea Guvernului pentru aprobarea proiectului. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, dacă sunt careva întrebări referitor la acest proiect, am notat ultima afirmație domnului ministru că implementarea proiectului nu necesită alocări suplimentare. Suplimentar la cei deja alocat sau ne oferă cineva uniformele gratis, ca să înțeleg? Suplimentar la cei, la cele mijloace alocate deja. Nu va subveni modificări cu suplimentar. Mulțumesc. Am văzut că toate avizele de la instituțiile competente sunt prezente, inclusiv de la Comisia Națională de Heraldic, avem aviz pozitiv la acest proiect, de ce vă rog să susținem proiectul dat. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 10, domnul Ghenadie Țepordei, director Agenției Proprietății Publice, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la modificarea unor hotărâri a Guvernului. Prezentul proiect a fost elaborat în temeiul articolului 6-7 din legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice și legii privind delimitarea proprietății publice. În urma aprobării proiectului în cauză va fi asigurată înregistrarea în registrul bunurilor imobile, a bunurilor imobile delimitate după domenii și apartenență, ceea ce va permite în viitor finalizarea transmiterii unor sisteme de irigare încomodat asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigare, proces demarat conform hotărârii Guvernului numărul 439 din 2019, prin care aceste sisteme au fost transmise din administrarea Agenției Proprietății Publice în administrarea Agenției Apelor Moldovei. În rezultatul executării lucrărilor de delimitare selectivă a bunurilor imobile, parte componentă a sistemelor de irigare, obiect de reglementare a hotărârii Guvernului numărul 439 din 2019, se propune modificarea anexei numărul 22 cu indicele 9, lista bunurilor imobile în proprietatea statului aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, la hotărârea Guvernului numărul 351 bară din 2005, prin completarea listei cu 33 de bunuri noi identificate și precizarea denumirii imobililor, numărului cadastral, adresei și suprafețelor pentru unele poziții incluse deja în această anexă. Completarea anexei numărul 3 la hotărârea Guvernului numărul 161 din 2019 cu 45 de terenuri proprietate publică de stat identificate în urma delimitării demarate. Proiectul a fost supus avizării, expertizei juridice și expertizei anticorupție în mod corespunzător. În contextul celor expuse, solicit respectuos aprobarea proiectului hotărârii de guvern. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domn director, stimați colegi! Vă rog să vă expuneți dacă sunt careva întrebări sau propuneri, precizări. Nu sunt. Respectiv, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 11, doamna Tatiana Ivanișchina, vă rog, Ministerul Finanțelor.
Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre de guvern cu privire la aprobarea conceptului sistemului informațional automatizat Registrul electronic al angajaților. Proiectul este elaborat în scopul executării acțiunii din punctul 5.8.2, prevăzut în planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, precum și luând în considerare lipsa la momentul actual al unui sistem electronic de evidență integrată și sistematizată a informației aferente persoanelor angajate, cetățeni ai Republicii Moldova, cetățeni străini și apatrizi, inclusiv informațiilor aferente raporturilor de muncă ale acestora. Prin concept se propune instituirea unui sistem informațional care va permite automatizarea proceselor de evidență a persoanelor angajate în câmpul muncii, va asigura păstrarea istoricului aferent raporturilor de muncă și va facilita accesul la date în timp real, fapt ce va contribui la combaterea fenomenelor salariului implic și a muncii nedeclarate. Utilizarea sistemului informațional automatizat Registrul electronic al angajaților se propune să fie obligatorie începând de la 1 ianuarie 2021 pentru Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate, pentru Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină, iar începând cu 1 iulie 2021 și pentru celelalte autorități publice. Proiectul a fost supus avizării și expertizării de către autoritățile interesate în modul stabilit de legislație. În acest context, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, doamnă secretar de stat, stimați colegi, vă rog, dacă sunt întrebări sau propuneri vis-a-vis de proiectul conceptului sistemului informațional Registrul electronic al angajaților, care va viza nu doar instituțiile statului, nu doar sectorul bugetar, dar ulterior și toți angajații din Republica Moldova. Dar după cum ați văzut, facem treptat, întâi testăm pe instituțiile statului, pe ministerele care au, în primul rând, competențe în domeniul finanțelor publice, iar după ce facem această pilotare, testare, îl extindem pentru tot sistemul sau pentru toți angajații, inclusiv sectorul privat. S-a muncit foarte mult la acest concept, au fost numeroase discuții, consultări, întrevederi cu reprezentanții mediului de afaceri, fapt pentru care vreau să le mulțumesc pentru contribuția lor la acest concept. Și acum continui discuțiile, chiar ieri am discutat cu reprezentanții Asociației Contabililor, Contabil News este o asociație mare, și vreau tuturor să mulțumesc pentru suport și contribuții la pregătirea acestui concept. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul dat. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 12, vă rog continuați, doamna secretar de stat Tatiana Ivanișchina. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul de lege pentru modificarea legii numărul 302 din anul 2017 cu privire la serviciul VAMAL. Proiectul de lege are drept scop promovarea unor instrumente de motivare la angajarea în cadrul serviciului VAMAL a persoanelor din organele securității statului și ordinii publice, prin introducerea reglementărilor privind echivalarea într-un mod transparent și echitabil a gradelor speciale deținute de aceștia. Astfel, proiectul prevede dreptul serviciului VAMAL de a echivala la numirea în funcție gradele speciale ale Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informații și Securitate, Centrului Național Anticorupție, Sistemului Administrației Penitenciare și Serviciului Fiscal de Stat, precum și modalitatea de corelare a acestora. Proiectul de lege a fost supus avizării și expertizării de către autoritățile interesate în modul stabilit de legislație. În temeiul celor relatate se propune susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, stimați colegi, dacă sunt careva întrebări. Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, dacă nu sunt careva obiecții sau riscuri legate de acest proiect, din perspectiva fluctuații cadrelor. Nu sunt obiecții, respectiv vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Doamna secretar de stat, vă rog să continuați cu subiectul numărul 13.
Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, în conformitate cu prevederile punctului 40 din regulamentul Guvernului, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 610 din anul 2018, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la veniturile colectate în urma prestării lucrărilor și serviciilor contraplată de către Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova și autoritatea administrativă din subordine, care a fost elaborată de către Serviciul de Informații și Securitate. Prezentul proiect are drept scop revizuirea cadrului normativ actual prin aducerea acestuia în corespundere cu prevederile Legii Finanțelor Publice și Responsabilității Bugetar Fiscale, numărul 181 din anul 2014. Astfel se propune aprobarea nomenclatorului lucrărilor și serviciilor prestate contraplată de către Serviciul de Informații și Securitate și Autoritatea Administrativă din subordinea acestuia, a regulamentului privind modul de formare a veniturilor colectate, precum și abrogarea unor hotărâri de guvern care nu mai sunt valabile, întrucât nu întrunesc condițiile actuale stabilite de cadrul normativ în vigoare. Implementarea proiectului nu necesită alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat. Dimpotrivă, potrivit calculelor preliminare, se vor acumula mijloace financiare suplimentare în volum de circa 200.000 lei anual, urmare a revizuirii tarifelor pentru lucrările și serviciile prestate. Proiectul a fost supus avizării și expertizării de către autoritățile interesate în modul stabilit de legislație, iar obiectele și propunerile acestora au fost luate în considerație la definitivarea proiectului. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, doamnă secretar de stat, stimați colegi. Vă rog, dacă sunt întrebări. Nu sunt, totul e clar. Respectiv, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, mulțumesc. Și ultimul subiect inclus pe ordine de zi a ședinței de astăzi, numărul 14, domnul secretar general adjunct al Guvernului, Adrian Ermurache, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor mijloace de transport elaborat de către Cancelarea de Stat. Proiectul prevede transmiterea cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului Local Feștelița, Raionul Ștefan Vodă și Consiliul Local Horodiște, Raionul Călăraș, din proprietatea publică a statului, administrarea Cancelarei de Stat, gestiunea, instituția publică, baza auto a Cancelarei de Stat. Se transmit aceste bunuri mobile în proprietatea publică a satului Feștelița, Raionul Ștefan Vodă, automobilul marca Škoda Octavia, anul fabricării 1999, și în proprietatea publică a satului Horodiște, Raionul Călăraș, automobilului marca Škoda Octavia, anul fabricării 2003. Transmiterea bunurilor se va efectua în conformitate cu cadrul normativ prevăzut pentru acest segment. Implementarea în practică a proiectului nu necesită mijloace financiare din bugetul de stat. Proiectul a fost supus procesului de avizare, obiecțiile și propunerile fiind replicate în proiectul final. În acest context, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnule secretar general adjunct. Stimați colegi, dacă sunt careva întrebări, rog să le înaintați. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, mulțumesc. Stimați colegi, cu această ordine de zi a ședinței de astăzi a Guvernului a fost epuizată. Mulțumesc tuturor colegilor care mai sunt astăzi în Parlament și vor fi mâine pentru lectura a doua la rectificarea legii bugetului și acelui pachet de amendamente legislative pe care l-am avizat astăzi. Le doresc succes mâine în Parlament. Seară bună tuturor, sănătate!